legea 28 din 1919 pentru acceptarea de către România acordului statutului privind Corporația Financiară Internațională CFI. Opa! Nu mai citesc încă. Parlamentul adoptă. Acceptă acordul. România acceptă acordul. Statutul privind Corporația Financiară Internațională, adoptat la 11 aprilie 1955, așa cum a fost amendat prin rezoluțiile Consiliului Guvernatorilor din 61 și 65 și acceptă rezoluția Consiliului Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 165 din 4 septembrie 1990, care stabilește condițiile și termenii pentru admiterea României ca membru al Corporației Financiare Internaționale. Această lege a fost adoptată de Senat 1991. Vârlă de Anu, președintele Senatului, Dan Marțian, promulgăm legea pentru acceptarea de către România a acordului statului privind Corporația Financiară Internațională CFI și dispunem publicarea. Președinte Ion Iliescu, auzi, conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau Guvernului României. Ia auzi-o și pe asta. Deci treaba e clară, da? Care n-are creier, n-ai ce să-i faci, nu-l ajută creierul ăsta. E foarte obositor să citești astfel de legi, te obosește, te agită, te pune pe gând, te scoate din monotonie. Care n-ai creier, asta este toată. Asta nu înseamnă că am eu n-am deloc.